zero taxă pe salariul minim, despre asta discutăm astăzi. Avem trei invitați, pe domnul Claudiu Năsui, ministrul economiei. Practic, ideea lui cred că este aceasta cu zero taxe pe salariu minim, alături de domnul Bogdan Glăvan, care este alături de noi, profesor universitar, și Ștefan Guga, cercetător Sindex. Ce înseamnă, de fapt, zero taxe pe salariu minim? În primul rând, spun că nu e neapărat o idee originală a mea sau chiar a USR Plus. Este o idee care se implementează deja cu succes în vari variante, în mai multe locuri în lume și în Europa. Pe scurt, înseamnă să scutim de la orice formă de bir, de taxă, de impozit, de contribuție, echivalentul unui salariu minim. Deci este o măsură care s-ar aplica absolut tuturor oamenilor prin a face o sumă de bani, noi am spus salariu minim, dar poate să fie orice sumă de bani neatinsă de către stat. Deci statul să se finanțeze, suntem de acord evident cu lucrul acesta, dar să nu o facă din cele mai mici venituri. În secunda aceasta în România avem aproape jumătate din bani ția statul dintr-un salariu minim, de fapt și dintr-un salariu mai mare, dar lucrurile sunt cu atât mai greu de suportat, povara este cu atât mai grea de suportat cu cât salariul este mai mic, în condițiile în care alte țări nu fac la fel, alte țări au mult mai multe condiții, de exemplu sume de bani echivalenturi care nu sunt impozitate și care practic încurajează astfel și intrarea pe piața muncii și locuri de muncă mai bine plătite și faptul că oamenii, de exemplu tinerii sau oamenii la început de drum în carieră își găsesc au un stimulent mai mare ca să muncească și o serie întreagă de efecte pozitive. V-aș da exemplu Angliei, de exemplu, unde practic prin această politică au reușit foarte bine. Acolo, de exemplu, este echivalentul a 1000 de lire pe lună, deci practic 12.000 de lire pe an, nu se atinge nimeni de ele, nu se finanțează statul prin impozitarea sărăciei, practic. Asta este foarte, foarte important. Și este o metodă în care putem să rezolvăm foarte multe din problemele pe termen lung ale României. Probabil cea mai dură și grea și important de rezolvat problema a României și din ultimii 30 de ani, dar și pentru viitorul apropiat, este problema sărăciei. Și asta este o problemă pe care statul ar trebui să o combată, statul ar trebui să o rezolve și are evident și mijloace liberale de a o face, mijloace de dreapta. Sărăcia nu este o temă predilectă doar a stângii, nu-i așa? Este și o temă de dreapta și istoric vorbind, dacă ne uităm în lume, mai degrabă soluțiile liberale sunt cele care au scos masele din sărăcie decât altele. Deci asta practic ne dorim să facem pe scurt, să reinventăm roata, să aplicăm. Da. Să aplicăm ce merge și dacă o persoană care are salariul minim, practic nu mai plătește contribuții nici măcar la sănătate, poate să beneficieze, nu? În continuare, ca să știm chestia asta, că practic nu mai cotizează acolo. Absolut. Lăsăm, practic, este doar un mod de plată a acestor contribuții, să spui că se plăteze la un nivel de venit în sus. Practic, ai o parte unde nu se plătește și apoi de la nivelul acela se plătește și nu afectează cu nimic drepturile salariaților sau angajaților statului, exact pe modelul care este și în alte țări. Adică și în Franța, de exemplu, există sume care nu sunt impozitate. Asta nu înseamnă că ți se reduce din drepturi, nu înseamnă că că nu te mai tratează statul în spital în momentul în care te duci acolo, nu înseamnă că nu ai drept la pensii. Și în Anglia e exact la fel, în Regatul Unit. Deci, practic, asta nu se afectează drepturile, este doar cum faci plata pentru acele drepturi și unul dintre modurile de a face plata este să spui că sub un anumit prag nu trebuie să plătești. Am înțeles. Domnule Glăvan, dumneavoastră, cum vi se pare ideea asta? Eu simpatizez cu, să spunem, viziunea din spatele idei, aceea că, și a spus-o și domnul ministru mai devreme, aceea că dezvoltarea are la bază niște condiții fiscale cât mai puțin împovărătoare. Nicio țară nu s-a dezvoltat prin taxe mari. Asta este clar. Mai mult decât atât, o țară precum România, care nu este la nivelul de dezvoltare al Germaniei sau al Franței, nu are cum să aibă taxe la nivelul Germaniei sau al Franței, așa cum diversi contraopinenții susțin. Prin urmare, este nevoie în România de un regim fiscal competitiv. Hai să-l numim așa. Dincolo de viziune,
Cred că putem dezbate și acesta este și rolul întâlnirii și al discuției în general. Nu oportunitatea, deși și ăsta este un aspect, dar costul de oportunitate. Pentru că orice măsură, orice politică, orice alegere pe care o facem are un cost de oportunitate. Și atunci trebuie să ne întrebăm. Sau hai să vă dau un exemplu foarte banal. Cu toții am vrea să mergem cu o mașină cât mai scumpă și mai luxoasă. Sau, nu știu, cu toții am vrea să călătorim, să ne petrecem concediile în Bahamas. Sau într-o zonă exotică. Dar ce avem de plătit pentru asta? Ce trebuie să sacrificăm pentru a ajunge acolo? Ne-ar plăcea, sunt convins, și mie și dumneavoastră, să nu plătim deloc taxe. Nu doar pe un quantum de venit. Dar care e sacrificiul? La ce trebuie să renunțăm pentru asta? Și cred că aici trebuie analizat mai lucid. Statul român este un stat cu buzunarele rupte. El are cheltuieli mult mai mari decât veniturile. Primul impact al unei măsuri de scădere a taxelor în România este acela de a adânci deficitul bugetar. România oricum are acum unul din cele mai mari deficite din UE. Prin urmare, prima chestiune pe care o să avem în vedere este să analizăm deopotrivă ambele părți ale bugetului. Pe de o parte veniturile, pe de altă parte cheltuielile. Cum vor fi afectate cheltuielile dacă veniturile bugetare scad? Dacă statul colectează mai puțin bani, de unde va avea resurse să plătească ceea ce întreba dumneavoastră? Medicamente, da, îngrijirea sănătății, educație și așa mai departe. Și mie, ca economist, mi-ar plăcea să văd pusă pe masă această analiză completă. Adică să nu gândim doar parțial problema, ci să o gândim comprehensiv și să spunem, da, uite, am găsit o soluție din care putem finanța această reformă, scăderea fiscalității în România. E un lucru foarte interesant, s-a mai întâmplat cu cota unică, da? Cota unică a fost o politică de relaxare a fiscalității, care după o scurtă perioadă a produs creșterea colectării de bani la buget. Doar că în ultimii ani măsuri similare de scăderea fiscalității nu au mai pus acest impact. Și aici putem aminti de excepțiile care s-au introdus în IT, în construcții, în IT de mai multă vreme, în construcții și așa mai departe. Și am asistat la scăderea veniturilor bugetare. Scădere care a dus veniturile bugetare la un nivel foarte jos. În opinia mea, în acest moment, dacă nu avem un calcul foarte exact și o abordare completă în care să arătăm ce cheltuieli trebuie să reducem, cât e de necesar să reducem cheltuielile, că poate anumite cheltuieli statului trebuie crescute. Și aici ne referim la, nu știu, construcții de infrastructură. Altfel, sau până atunci, nu putem să discutăm la modul serios doar de reduceri de taxe. Domnule Cuca, dumneavoastră ce părere aveți? Cum vedeți? Nu vă auzim. Dădusem mute microfonul ca să nu se audă ceva de la mine. O să continui să reiau ideile domnului Glăvan. Dacă vorbim de viziune, acum lăsând la o parte ce viziuni diferite am avea, totuși ideea că nicio țară nu s-a dezvoltat pe taxe mari este istoric una falsă. Istoric vorbind, dacă ne referim la țările la care ne uităm aspirațional, da, Europa de Vest, Statele Unite și așa mai departe, dezvoltarea lor istorică s-a bazat pe taxe infinit mai mari decât ce avem în România. Asta unul la mână. Doi la mână, ideea că în prezent, deci nu istoric vorbind, în prezent taxe din România sunt prea mari raportat la ce se întâmplă în aceste țări față de care ne place să ne raportăm, este iarăși falsă. Da? Deci dacă ne uităm la toți indicatorii, de la strict nivelul taxării formal vorbind, la o idee mai substanțială de ce se colectează de fapt, taxele în România sunt relativ mici, da? Inclusiv taxele pe salarii, o idee care este pierdută din vedere
în ce spune domnul Năsui și în toate documentele de poziție și luările de poziție publice în privința aceasta cu zero taxe pe salariu minim este faptul că în România angajatorii nu prea plătesc contribuții sociale, da? Pentru că am avut acea măsură extrem de dubioasă din 2018 cu transfer de contribuții. Deci dacă ne uităm la diferența dintre salariu brut și salariu net, evident în România pare că, domne, se plătesc niște taxe pe salarii absolut uriașe comparativ cu ce se plătește în Franța, să zicem, sau în altă parte. Dar dacă luăm în calcul nivelul total al taxării, cum este și corect de altfel să-l iei, că nu până la urmă e doar o diferență contabilă între contribuțiile salariatului și contribuțiile angajatorului, vedem că România de fapt e cam prin pluton. Da, avem taxe mai mari în Germania, în Ungaria, în Cehia, în Polonia și mai departe. Asta doar faptic să zicem că nu este deloc adevărat. Dacă ne uităm la ce se întâmplă înainte de 2018, taxarea aia pe care o plătește salariatul pe salariu minim era de la 25%, nu la 41%. Că s-a mutat de la angajator la angajat, asta e o chestie contabilă, nu este o chestie care poate fi luată în serios dacă e să comparăm nivelul taxării pe salarii în general și pe salariul minim în Europa. Deci ideea de la care se pleacă este factual una falsă. Apoi, ce spune domnul Glovan este extrem de important și sunt în mare parte de perfect acord. Da? În România avem un stat cu buzunarele găurite, dar nu pentru că cheltuielile sunt prea mari, pentru că, din nou, dacă ne uităm comparativ, cheltuielile sunt extrem de mici. Da? Ca să vă dau niște cifre, dacă ne uităm la ponderea cheltuielilor statului în PIB, în UE 26, lăsăm la o parte Irlanda, e un caz special, la capitolul educație suntem pe ultimul loc. La capitolul cheltuieli generale suntem pe locul 25 din 26. Da. Astea sunt cheltuielile statului. Că atunci când vorbim de reducerea cheltuielilor, trebuie să avem în vedere chestia asta. Că deja sunt extrem, extrem de reduse. Acum, sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Glovan, unele probabil trebuie reduse. Da? Unele probabil se cheltuie aiurea pe niște lucruri când s-ar putea cheltui pe altceva. Da? Nu e vorba numai de infrastructură, e vorba și de servicii publice, sănătate, educație și așa mai departe, unde în România este dezastros ce se întâmplă. Da? Nu este o problemă doar de corupție, de gestionarea unor bani pe care îi ai, ci de faptul că nu ai suficienți bani. Da? Nu trebuie să ne ferim să vorbim de chestia asta. Dacă nu vorbim despre lucrul ăsta, distorsionăm adevărul, să zicem, sau mintem. Da. Depinde, da. Nu putem să nu luăm în calcul această bucată extrem de importantă din peisaj. Acum, la capitolul venituri, iarăși România stă extrem de prost. Nu? Ai un deficit bugetar cu cheltuieli foarte mici deja. Dacă, exact cum a spus domnul Glovan, dacă în momentul în care propui să tai veniturile și impactul este semnificativ, nu e, lăsând la o parte, impactul calculat chiar de propunerea de zero tax, este de 40 de miliarde de lei pe an. Lăsăm la o parte cum e calculat acolo, sunt niște chestii extrem de discutabile, dar 40 de miliarde de lei pe an este o sumă uriașă pentru bugetul României, care undeva, dacă nu mă înșel, undeva la 300 de miliarde pe acolo. Da? Erau 280 și ceva de miliarde în 2019, da? 2020, an special, nu discutăm. Da? Deci o pondere semnificativă din venituri. Da? De unde vin banii aia suplimentari? Asta este o întrebare. Propunerile din documentele de poziție în favoarea măsurii de zero taxe pe salariu minim sunt, din punctul meu de vedere, dubioase, mai ales până nu le vedem. Da? Deci să elimin pensiile speciale, să nu știu ce, sigur ne-ar plăcea, dar mai degrabă hai să vedem înainte dacă putem să creștem veniturile încât să ne permitem o asemenea măsură și după aia să vorbim despre o asemenea măsură, dacă ea este oportună. Deci nu să punem carul înaintea boilor, tăiem taxarea și după aia ne trezim că hai să mai creștem și veniturile. Pentru că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în România în ultimele decenii deja, pentru că s-au tăiat taxe la greu în România, da? Deci, și dacă ne uităm istoric vorbind, taxarea și pe muncă și taxarea în România se reduce, da? treptat, prin diverse măsuri. S-a tăiat un pic la CAS, s-a tăiat la dividende, s-a tăiat la cutare, dar lungul timpului s-au tot redus. Da? România este o mică campioană la nivel european din acest punct de vedere în ultimii 10 ani la capitolul tăieri de taxe. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, s-au tăiat taxele și nu s-au crescut veniturile, da? Și atunci s-a ajuns la problema de deficit bugetar, deficit la sistemul de pensii, deficit la cutare, deficit la cutare, deficit la cutare, da? Noi aici avem o problemă, aici trebuie să umblăm.
înainte. După aceea, după ce avem excedent bugetar, o, da, cu super sisteme de educație, de sănătate și așa mai departe, da, să tăiem taxele pe salarii mici, perfect. Da. Uh-huh. Sau să tăiem salariile, taxarea pe salarii mici și să taxăm altceva. Da? Nu putem să ne comparăm cu Franța, asta e o glumă din punctul meu de vedere. În Franța avem un cu totul alt sistem de impozitare, un cu totul alt sistem fiscal, nu putem să preluăm, cum spunea domnul Măsui, ce se face în Marea Britanie, ce se face în Franța, ce se face în alte părți, pur și simplu pentru că ne place ce se întâmplă acolo, pentru că măsurile alea sunt... Momentan, domnule Cuca, că aș vrea totuși să dau și replica domnului Năsui. Sigur. Da, ați ridicat foarte multe probleme și dumneavoastră și domnul, și domnul Glavan, și să nu stea să noteze toate astea. Trebuie să le discutăm cumva pe rând. Sigur. Vă ascultăm, domnule Năsui. Să știți că eu mi le-am notat, dar... Da, mi l-am notat, dar vreau să vă spun, poate în spiritul echității, având în vedere că dezbaterea e de tip 2 versus 1, poate aș putea să intervin măcar după fiecare vorbitor, că dacă nu, adică e doar o chestiune de procedură, oricare ar fi subiectul. O să vă reiau din ce mi-am notat, sper că mi-am notat tot, dacă nu, evident, vă invit să reveniți. Eu sunt de acord cu domnul Bogdan Glăvan când spune că nicio țară nu s-a dezvoltat prin taxe mari. Văd că nu există acord și la cealalt vorbitor, dar până la urmă trebuie să analizăm sistemele și să înțelegem în ciuda a ce s-au dezvoltat unele economii și datorită la ce s-au dezvoltat unele economii. Dacă luăm, de exemplu, modelele nordice, vedem o largă libertate economică acolo, chiar dacă vedem nivele de taxare mai mari, vedem o reglementare mult mai permisivă, o flexibilitate mai mare, un dinamism mult mai bun decât există în România sau în multe alte țări. Încercăm să ducem și lucrurile acolo și din punctul acesta de vedere, doar că nu putem lua un unic element și în orice caz faptul că statul ți ia foarte mulți bani, deci un nivel mai mare de taxare, n-are cum să te încurajeze să produci mai mult. Asta este un deserviciu pe care un stimulență, nu muncești mai degrabă dacă statul ți ia foarte mult. De exemplu, dacă ți ia jumătate din venit, asta nu este un stimulență, intri pe piața muncii, da? Inclusiv pe salariu minim sau orice alt nivel de salariu. Apoi a fost un argument de al domnului Glăvan pe care îmi permit să-l reiau puțin. Zicea de că dacă cumpărăm o mașină luxoasă sau mergem în Bahamas, trebuie să știm cum plătim lucrul acesta. Mi-aș dori să fie asta dezbaterea în România, dar nu cred că se potrivește, că mai degrabă noi avem o mare problemă cu sărăcia. Și aici mă leg și de un alt punct pe care l-a făcut și domnul Guga, faptul că... Nu cred că deficitul e o problemă pe termen scurt. Deficitul e o problemă și oricum e o problemă mai degrabă tehnică, o problemă reală care afectează efectiv viața oamenilor, este sărăcia. Asta este când un părinte n-are ce să pună pe masă copiilor, de exemplu, nu-i pasă de deficit, îi pasă doar să pună ceva pe masa copiilor și în momentul în care lui se ia jumătate din salariu, atunci putem să ne punem întrebarea dacă nu cumva statul, prin politicile sale greșite, perpetuează această stare. Și mai ales dacă ne uităm și în alte țări și vedem că nu fac la fel, poate este un indicator. Și sunt multe topuri în care România este prezentă, fie pe locul întâi, fie în primele trei locuri, care nu sunt întâmplătoare. Chiar evident că luăm nivelul total de taxare. Deci nu luăm doar taxele pe unii, pe angajator sau pe angajat, că oricum taxarea, chit că e la unul în întregime, chit că e la celălalt, o plătește faptul că se muncește, tot muncitorul, tot din munca unui muncitor se plătește. Deci nu intru în discuția aceea tehnică, sunt total de acord. Dar pe nivel general de taxare, noi toți suntem foarte sus pe salariile mici, pe salariu minim. Pentru că există topuri cu impozitarea generală a muncii, unde suntem deasupra mediei europene, dar nu suntem în top, da? Sunt de acord, dar totuși suntem deasupra mediei. Și tragedia țării noastre este că dacă te duci la salariile mici, cele care pot suporta povara fiscală mai greu, acolo suntem fie chiar pe locul întâi, fie pe primele locuri, depinzând la ce top te uiți. Și alea nu sunt topuri, astea sunt topuri pe care noi le cităm, noi le arătăm, noi le dăm mai departe. Nu le-a făcut nici USR Plus, nu le-a făcut nici eu, sunt lucruri pe care le face Eurostatul și le fac alte firme care fac asta, de exemplu Big Four-uri și alte studii de asemenea. Deci astea sunt niște topuri în care nu e bine să fii ca stat, nu e bine ca la tine să fie taxat cel mai rău oamenii pe salariile mici. Și în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta și vedem în același timp că suntem campionii sărăciei în muncă, sărăcia în muncă e acea sărăcie care e inacceptabilă. E inacceptabil, cel puțin dintr-un punct de vedere iudeo-creștin, să muncești 40 de ore pe săptămână și totuși să fii considerat, conform statisticilor Eurostat, în sărăcie sau în risc de sărăcie. România este de ani de zile pe locul întâi la sărăcie în muncă în toată Europa.
Deci sunt niște nu sunt topuri întâmplătoare. Nu e întâmplător faptul că noi taxăm cel mai dur munca pe salariile mici, în același timp avem cea mai mare sărăcie în muncă, avem a doua cea mai mare sărăcie din Europa, suntem după Bulgaria, sărăcie generală, deci nu doar în muncă, implicit și pentru alte tipuri, că nu există doar un tip de sărăcie. Și iarăși avem o problemă foarte mare și cu exodul forței de muncă, oameni care aleg să meargă să muncească în alte țări, deși ar putea munci în România. Avem o deșertificare a comunelor, a ruralității. De ce? Tocmai din cauza faptului că oamenii aleg să meargă în alte țări să muncească. Deci noi ne creăm singuri, ne tăiem craca de sub picioare, ne creăm singuri problemele. Și acum, chestia aceasta nu este doar o problemă inocentă de discuție intelectuală, academică. Este și un imperativ politic al unor oameni și dacă ne uităm la unele județe, sunt fruntași în sărăcie de ani de zile. Mă refer în cadrul României. Da? Și acea sărăcie este exploatată politic. Și aici trebuie să o spunem. Sunt acei faimoși baroni locali care profită de pe urma lucrului acesta și care nu au niciun interes să se schimbe vreodată asta în România. Și apropo de investiții, știți că unul dintre... una dintre faimoasele unelte ale statului român pentru a face investiții era PNDL-ul, acel program infam care a fost chiar conceput de Liviu Dragnea și care, dacă ne uităm, ca să nu politizăm discuția, ne uităm la județele fruntașe în luarea de fonduri din PNDL, care sunt taman cele mai sărace, Vaslui și Telorman. Și vedem că ele, deși istoric, și din PNDL 1 și 2 și toate iterațiile lui au luat cei mai mulți bani, cu toate acestea sunt în continuare fruntașe la sărăcie. De ce? Pentru că nu atacăm problema aceasta. Am o întrebare de sărăcie. Da. Eu mă întreb ce vor face acei oameni care practic sunt plătiți cu salariul minim, practic ei nu vor mai cotiza nici la pensie, nu vor mai cotiza nici la pilonul 2. La final probabil presupun că vor lua un soi de pensie minimă, dar fără nimic nici și de la pilonul 2. Ei practic vor, vor fi săraci în viitor, nu vor fi săraci acum. Nu, e foarte bună întrebarea dumneavoastră, dar haideți să ne întrebăm și ce fac oamenii aceștia acum. În secunda aceasta, deci conform legislației actuale, dacă cineva muncește toată viața pe salariu minim, că asta este situația pe care mi-o dați, tot stadiul de cotizare este salariu minim. Conform cotizației, el ar trebui să aibă o pensie sub salariu minim, sub pensia minimă, și atunci, automat, conform legii, ia pensia minimă. Exact același lucru se întâmplă și dacă aplicăm zero taxă pe salariu minim. Din punctul acesta de vedere, nu se schimbă nimic. Pilonul 2, acolo o sumă cât era, măcar venit aia în plus. Sunt de acord cu dumneavoastră și aici noi am spus și avem un document de poziție care de fapt răspunde la foarte multe din întrebările care au fost sau din punctele care au fost ridicate până acum. Noi am spus, aici sunt două opțiuni, fie rămâne cotizația de la pilonul 2 de la salariu minim în sus, fie rămâne și acum, fie opțional, fie obligatorie. Și atunci nu mai ar mai fi chiar zero taxe pe salariu minim, ar fi ok, 3,75% taxe pe salariu minim. De astea sunt apoi variante de implementare. Haideți să fim de acord pe principiu și apoi discutăm detaliile, pentru că așa e. Orice politică publică este normal în felul... Două secunde, dacă îmi permiteți, doar ca să răspund, pentru că practic în comun cei doi vorbitori au vorbit mai mult, au ridicat mai multe puncte, o să încerc să fiu mai rapid și mai succint, poate. Era o întrebare foarte bună de care este sacrificiul pe care o ridica domnul profesor Glăvan și sunt de acord. Dar aș vrea un lucru pentru onestitatea tuturor dezbaterilor publice să se pună această întrebare și atunci când creștem cheltuielile. Pentru că atunci când a apărut PNDL cu 30 de miliarde de lei și toate fondurile acestea care se mai întâmplau, practic ele veneau din neant și nimeni nu întreba dacă care este sacrificiul. Doar atunci când scădem taxele trebuie să ne gândim la sacrificiu. Oricum, mi se pare că întrebarea este corectă, dar doar zic să o punem în toate cazurile. De exemplu, eu acum sunt ministru al economiei și văd aici o grămadă de scheme de ajutor de stat cu sume absolut colosale, da? Și nu doar aici, și în restul statului român și acolo nu se întreabă nimeni de unde vin miliardele acelea, adică când crești cheltuielile nu e niciun sacrificiu. Deci când mergem în Bahama sau cumpărăm acel Mercedes de care zicea domnul Glăvan, doar atunci când trebuie să mai lăsăm bani la oameni și să lăsăm bani în economie, atunci trebuie să ne întrebăm. Dar avem un document de poziție exact pe tema aceasta și avem și un răspuns la asta. Și nu e acela de a tăia cheltuieli, deși avem foarte multe cheltuieli pe care am putea să le tăiem și pe care ne analizăm acum acolo, dar este mai ales să nu mai creștem cheltuieli. Dacă ne uităm la 2018-2019, în fiecare an cheltuielile statului au crescut cu peste 50 de miliarde de lei. 50 de miliarde de lei în condițiile în care impactul, putem să le estimăm cum doriți, dar oricum impactul unei măsuri acesteia, dacă am fi să o aplicăm toată dintr-un foc, ceea ce noi nu propunem, noi propunem o aplicare graduală, da? Dar dacă ar fi,
tot ar fi mai puțin decât acest 50 de miliarde de lei, peste 50 de miliarde de lei cât au crescut cheltuielile statului în ambii aceia ani. Deci, practic, noi am crescut cheltuielile statului cu peste cât când ne-ar fi costat zero taxe pe salariu minim. Beneficiile pentru statul român sunt foarte discutabile dacă ne uităm la cum au evoluat și calitatea serviciilor publice și toate locurile unde s-au dus banii aceia. Aici e și o problemă de corupție a statului român, dar care nu va dispărea prea curând, că ea există de 30 de ani. S-a tot spus lucrul ăsta aici legat de cum se cheltuiește banul public. Mă gândeam să lăsăm pe domnul Guga pentru că dorea să intervine la un moment dat. Sigur că da. Sigur. Mă pun pe mute. Ok, reiau această idee. Indiferent de unde ați preluat, știu că ați preluat la KPMG, dar la KPMG titlul graficului pe care l-ați preluat este taxarea plătită de angajat. Nu sunt incluse contribuțiile acolo. Dumneavoastră l-ați preluat și ați spus că este taxarea totală. În documentele dumneavoastră nu este prezentată taxarea totală pe salariu minim, ci doar taxarea pe care revine salariatului. Dacă luăm în calcul taxarea totală, uitați-vă la Eurostat și veți vedea că este cu tot altă realitate. Deci asta este, trebuie să vă revizuiți analiza, să zicem așa, și nu doar din punctul ăsta de vedere. Apoi, la capitolul creșterea cheltuielilor statului, da? Noi, din nou, avem cheltuieli extrem de mici, sunt chiar mai mici decât erau în urmă și raportat la România, sunt chiar mai mici decât erau în urmă cu 10 ani, da? Raportat la PIB. Da? Veniturile au scăzut și mai mult, bineînțeles. Privitor la sărăcie, și asta e un lucru foarte important, da? Din nou trebuie să vă revizuiți un pic perspectiva asupra sărăciei, pentru că sărăcia la care vă referiți dumneavoastră se numește sărăcie relativă. Inclusiv cea în muncă, da? Nu este o sărăcie absolută, nu e măsoară nivelul de trai al oamenilor, ci măsoară veniturile oamenilor raportat la cât se câștigă în general în țară. Și aici avem o problemă, pentru că populația ocupată a României, și îmi pare rău, sunt niște discuții tehnice, dar dacă se pleacă de la o analiză atât de eronată, trebuie să ne uităm un pic tehnic ce se întâmplă. Sărăcia în muncă se calculează pe totalul populației ocupate. După cum probabil bine știți, în România avem o particularitate rar întâlnită în ce privește populația ocupată, și anume salariații constituie o parte relativ mică, în sens undeva la sub 70% din populația ocupată, da? Față de ce se întâmplă în alte țări europene, unde avem 80-90% și așa mai departe. Tocmai pentru că pragul de sărăcie, sau mă rog, rata sărăciei este un indicator al inegalității și nu al sărăciei efective, populația săracă, inclusiv populația care muncește și e săracă, nu este compusă din salariați, decât în proporție extrem, extrem de mică. Da? Sunt oameni care, de fapt, nu prestează muncă salariată, nu au un contract de muncă și așa mai departe. Da? Sunt oameni care, într-adevăr, cum bine a spus, sunt concentrați în anumite zone geografice unde nu există locuri de muncă. Nu că nu vor oamenii să muncească, sau nu există, pur și simplu. Nu s-au făcut investiții. Cum a spus foarte bine, statul n-a fost interesat, s-au cheltuit și se cheltuie bani aiurea, dar nu există o politică industrială, spre exemplu, de a egaliza un pic geografic lucrurile, da? Să nu mai concentrezi investițiile doar în niște orașe mari, spre exemplu, în timp ce restul țării se deșertifică din punct de vedere economic. Da? Deci sunt într-adevăr multe lucruri de făcut, da? Dar zero taxe pe salariu minim nu are cum să rezolve asemenea probleme atât de complexe. Apoi, tot privitor la sărăcie. Aș vrea să continui ce spunea domnul Borbuță mai devreme. Da, e o problemă aici că în momentul în care tu sărăcești și mai tare serviciile publice, pentru că astea sunt consecințele, n-ai cum, dacă nu crești, deja ele sunt foarte, foarte sărace, deci dacă le sărăcești suplimentar, automat vor fi niște costuri pe care oamenii vor trebui să le plătească suplimentar din buzunar. Cum știm deja? Da? Educația gratuită este un studiu foarte bun de la Salvați Copii din 2018, noi nu l-am mai reluat de atunci, unde arătau că educația gratuită de fapt te costă undeva la 3.000 și ceva de lei pe an, aproape 4.000 de lei pe an. Da. Educația gratuită, atât te costă dacă vrei să cumperi manuale, să ai after school, să mai faci niște meditații sau nu știu ce. Asta este educația gratuită. Da? Pentru că și costurile au crescut foarte mult, după cum arată cei de la Salvați Copii, costurile au crescut foarte, foarte mult în ultimul deceniu. De ce? Pentru că suntem ultimii. Finanțarea educației din România este cea mai slabă din toate Uniunea Europeană, de departe. Și problema se adâncește de la an la an. Deci avem o educație din ce în ce mai subfinanțată. Din cauzele pe care le-am spus mai devreme. Dar nu avem venituri, nu putem să avem, într-adevăr, nu putem să mergem să avem o educație stil Bahamas. S-a tot reluat ideea asta. Aș vrea totuși să dau și cuvântul domnului Glăvan.
Da, nu, da, doar ca să închei cu asta, asta înseamnă sărăcie. Nu, asta înseamnă sărăcie. Asta înseamnă oameni care nu își permit să meargă la spital, să-și dea copiii la, să aibă o educație potrivită pentru copiilor și așa mai departe. Dar asta nu faci cu zero taxe. Asta faci cu cheltuieli de stat mai mari. Și asta nu spun eu, nu e o poziție ideologică a mea, să zicem, asta ne uităm la toate celelalte țări europene, din nou la care ne place să ne raportăm și vedem că acolo se cheltuie mult, mult mai mult pe aceste servicii. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile, domnule Clăvan, după ce ați auzit și pe ceilalți doi invitați? Pentru că discuția s-a concentrat pe a avut în centru sărăcia în ultimele minute, aș pleca tot de aici și aș spune următorul lucru. Statul nu poate să combată sărăcia dând bani, indiferent sub ce formă face acest lucru. Că o face direct dând ajutoare, da? Bani sau găleți de făină sau pungi de zahăr sau așa mai departe, mărind salarii din pix, etc. Și nu o poate face nici dacă nu percepe taxe, lăsând iluzia că altcineva, niște extraterestri eventual, ar putea în același timp să susțină și școlile publice, și spitalele publice, așa în starea în care sunt ele. Până urmare, asta este o chestiune centrală. Dezvoltarea, da, diminuarea sărăciei înseamnă oportunități, înseamnă instituții inclusive, înseamnă acumulare de capital. Deci are la bază această libertate a individului de a se manifesta și de a acumula. Sigur că dacă taxele sunt mari, această acumulare nu se produce. Aici aș reveni la un punct al discuției ridicat mai devreme și aș spune în felul următor. Dacă România ar fi un paradis fiscal, așa cum o portretizează diverse persoane, am fi avut aici o avalanșă, un tsunami de capital străin. Ar fi fost România un paradis pentru investitori. Și cred că ne-am fi ridicat și noi precum Germania de Est. Dar nu este cazul. România nu a fost un paradis fiscal, nu este nici în prezent. România nu este un paradis pentru investitori. Trebuie să lucrăm în direcția asta. Asta este categoric. Și trebuie să lucrăm pe toate fronturile, adică păstrând o fiscalitate competitivă redusă, diminuând barierele birocratice și, în general, creând condiții care sunt ample, adică țin inclusiv de educație, de calitatea educației, țin inclusiv de calitatea infrastructurii, astfel încât să încurajăm producția. Până la urmă, asta va duce la ieșirea din sărăcie. Dar revenind acum, statul nu poate rezolva problema asta a sărăciei dând bani, pur și simplu cu pixul. Fie că ne lasă nouă mai mulți bani fiindcă din pix taie niște taxe, fie că din pix tipărește sau emite, dă o lege prin care se dublează, se triplează veniturile, așa cum a făcut în ultimii ani, spunea domnul ministru aici mai devreme, de creșterea cheltuielilor cu 50 de miliarde de lei în ultimii ani, creștere de cheltuieli care s-a manifestat tocmai prin această viziune populistă de a dubla pensiile în 3 ani sau de a mări foarte mult salariile în diverse domenii, precum sănătate, educație parțial. Lucrurile acestea nu au dus, într-adevăr, la îmbunătățirea calității serviciilor publice. Nu au făcut decât să provoace un deficit bugetar și mai mare. Și pentru că nu-mi place să mă întind foarte mult la vorbă, aș mai puncta o idee. Vedeți, sunt țări care au taxe similare cu ale României, dar nu au problemele macroeconomice ale României. Nu au problemele bugetare ale României. Și cel mai simplu exemplu este Bulgaria. Bulgaria a avut cotă unică 10% de mult timp. Noi am avut 16%, ei au avut 10%. În rest, contribuții și TVA, cote destul de apropiate. Însă, în vreme ce România are 31 de ani, da, de la Revoluție încoace, 30 de ani, 3 decenii de deficite bugetare, Bulgaria a avut și excedente bugetare. Cum așa? Răspunsul este calitatea administrației publice și, evident, o mai bună gospodărire a banului și această optică macroeconomică care favorizează
echilibru și stabilitatea macroeconomică. Altfel, trăim într-o țară care pendulează tot timpul și care trece din avânt nesustenabil în criză. Și tot așa, ba avânt, ba criză, ba avânt, ba criză, un fel de electroșocuri. Ca să nu trăim așa ceva, trebuie să avem echilibru bugetar. De asta eu am spus că orice măsură de scădere a fiscalității trebuie să fie corelată și însoțită cu măsuri de a ține sub control cheltuielile publice. Domnule Năsu, înțeleg că prima dată vreți să o faceți pentru un anumit sector. A stabilit sectorul în care doriți să introduceți zero taxe pe salariu minim? Aș vrea doar să răspund, dacă îmi permiteți. Deci, okay, sunt două, trei din emisiune, sunt contra, dar aș vrea să pot răspunde, pentru că sunt foarte multe puncte care se fac, care argumente care pot părea valide, dar de fapt nu sunt. Deci eu totuși vă asigur că toate datele pe care le-am pus, există un site zerotaxe.ro în care sunt toate datele prezentate cu surse și tot. Puteți să folosim și un calculator de salariu care există pe internet. Taxarea pe salariu minim în România e cam 41,5%. Exact așa apare și în studiul KPMG și în cele ale Deloitte și în toate statisticile. Apoi a mai fost ideea că sunt zone în care nu există locuri de muncă. Nu cred că nu există locuri de muncă. Ele nu există în cadrul actual. În momentul în care faci un set de reguli care descurajează munca, da, nu există locuri de muncă. Dar în momentul în care faci un set de reguli care încurajează apariția de investiții acolo, deodată ele apar. Și aici este o mare diferență cumva între economiile, uitați, în economiile capitaliste, mai degrabă mai libere, acolo deodată sunt locuri de muncă. De ce? A venit geografia și a dat locuri de muncă în vest și nu în est? Nu. Acolo e un set de reguli care a încurajat și acumularea de capital și investițiile și activitatea economică și exact asta ar trebui să facem și noi. Pentru că s-a adus vorba despre cheltuielile în educație, dacă ne uităm la cheltuielile din educație, le au tot crescut, numărul de elevi a tot scăzut și când zic elevi, zic populație școlară, deci inclusiv studenți și toate acestea. Deci cheltuiala per persoană, per elev a crescut fenomenal de mult și cu toate acestea calitatea nu s-a îmbunătățit și aici sunt niște motive sistemice. Noi am vorbit în campanie de inspectoratele, faimoasele inspectorate școlare și centralizarea acestui sistem de educație care funcționează în România foarte, foarte prost. Și zic asta nu e o judecată subiectivă, vedem și topul internațional. Dar să revenim la dezbaterea economică, până la urmă care contează. Oameni care au mai mulți bani în buzunar își pot permite mai multe lucruri și acei bani în buzunar trebuie să-i dai într-o manieră liberală, într-o manieră de dreapta, prin a nu-i mai lua. Și exact asta este specificul acestui zero taxe pe salariu minim, pentru că spunea domnul Glavan de acumularea de capital. E foarte greu pentru cineva sărac să-i vorbești cuiva sărac despre acumulare de capital când tu iei jumătate din muncă, nu-i așa? Și e foarte greu să vorbești de libertate economică în momentul în care pentru o persoană care, să zicem că nu e pe piața muncii, are un anumit nivel de venit din ajutoare sociale, asistență socială și care, atenție, poate face un calcul foarte rațional. Cât mă costă să muncesc 40 de ore pe săptămână pentru cât câștig? Dacă câștig 100 de lei în plus, dacă muncesc 40 de ore pe săptămână, merită? S-ar putea să nu merite. Și atunci, iarăși este o măsură și de activare și de încurajare a muncii, tocmai pentru că aici înțeleg de ce domnul Glăvan spune că statul nu poate rezolva problema sărăciei. Sunt de acord că nu o poate rezolva, până la un singur mod de a rezolva problema sărăciei este prin muncă. Ce poate face statul este să nu o mai încurajeze. Deci dacă statul îți creează o problemă, că uitați, avem situația Republicii Socialiste România, da? Deci Republicii Regimului Comunist din România, care exista până în 89, și vedem acolo o populație foarte largă săracă. Ce o să spunem statului? A, nu poți rezolva problema sărăciei? Bine, dar măcar nu mai crea, măcar nu mai fă acele reguli, acele instituții care să distrugă valoare și să nu permită oamenilor să se asocieze, să muncească cum trebuie și într-un mod productiv. De asemenea, sunt de acord că nu, România chiar nu este un paradis fiscal. Avem 16% impozitul pe profit, zicea domnul Glăvan 10% Bulgaria, vă zic și Irlanda, 12,5% Ungaria, care iarăși lângă noi vecini 9%. Adică argumentul acesta, faptul că ne trebuie să creștem taxele, e unul care efectiv ne-ar tăia și mai tare craca de sub picioare, pentru că până nu reformăm sisteme, nu cred că scopul este să tot creștem cheltuielile statului. Niciodată când creștem cheltuielile statului nu întrebăm de unde sunt bani, care este sacrificiul, doar atunci când vine vorba să lăsăm un ban în plus la oameni. De asemenea, să dau și replica domnului Glăvan, să știți. Da, două secunde, știți, asta este problema, că dacă lăsați să se acumuleze foarte mult, eu trebuie să răspund la foarte multe și atunci dar este și timpul limitat.
Așa este, dar poate era 50-50 mai echitabil pentru această dezbatere. Deci ziceați că s-au tăiat foarte multe taxe în România, s-au tăiat la greu. Nu e adevărat, munca part-time a fost supraimpozitată în ultimii ani în România. Recent a fost dată jos această supraimpozitare. Vă reamintesc că în ianuarie 2018 am avut cazuri de salarii negative din cauza taxării, pentru că oamenii nu s-au gândit în momentul în care, oamenii fiind cei de la Ministerul Finanțelor, în momentul în care au făcut legea, că deodată dacă impozitezi pe cineva care muncește 2 ore la nivelul de 8 ore, s-ar putea să iasă un salariu negativ. Și exact asta s-a și întâmplat. Deci nu e chiar așa. Nu avem acea țară foarte liberală din punct de vedere al reglementărilor sau al fiscalității. Și recomandarea mea e, dacă mergem într-o direcție liberală, anume a scăderii poverii fiscale asupra oamenilor, haideți să începem cu cei mai de jos, cei care ar fi potențial și cei mai bine afectați, deci cei mai impactați pozitiv de această scădere a fiscalității, și cei care acum sunt cei mai împovărați de către ea. Și cu asta vă las pe dumneavoastră să mai dați cuvântul. Vă las replica, domnule Glăvan, pentru că după aceea vreau să mai am câteva întrebări pe un alt subiect. Tot pe zero taxe, dar o altă abordare. O să vreau și eu să am în rândul ăsta o intervenție, vă rog. Dar să nu fie foarte lungi, vă rog frumos, de acum cred că avem foarte puțin timp. Aș profita de minutele pe care le am pentru a adăuga o idee la cele spuse, nu neapărat pentru a da o replică. Fondul Monetar Internațional și, în general, diversi cercetători au analizat și au văzut cum se poate face reformă fiscală într-un stat eșuat. Hai să ducem lucrurile un pic la extrem. Pentru că România, nu neapărat că nu este acum, poate am fost mai de mult, dar se încadrează în rândul statelor, în curs de dezvoltare, cu un sistem fiscal destul de șubred, cu o colectare proastă, adică cu probleme cronice. Nu e un caz original, nu e un caz unic în lume. Și cum s-a făcut această reformă? Ea, și specialiștii asta spun, o reformă fiscală de succes, o reformă bugetară de succes, trebuie să aibă la bază două idei. Prima este, trebuie să fie larg împărtășită, larg înțeleasă și larg împărtășită și susținută popular. Și aici aș aminti că așa s-au câștigat chiar și alegerile în România cu cota unică, care a dat oamenilor perspectiva scăderii fiscalității și a unui impozit mai echitabil. Doi la mână, prin eliminarea nenumăratelor excepții, scutiri, indiferent cum vrem să le spunem, deduceri, scutiri, excepții, privilegii, nu contează. Ideea este că un sistem fiscal care este ciuruit de aceste excepții nu are cum să fie eficient. Și atunci asta a fost al doilea principiu. Deci o reformă trebuie să fie larg înțeleasă și împărtășită ca să fie sustenabilă și să aibă succes. Și al doilea factor trebuie să creeze, să ducă către un sistem fiscal bugetar cât mai omogen, cât mai consistent, fără nenumărate portițe, scutiri și așa mai departe. Din acest punct de vedere, părerea mea este că, și din perspectivă liberală, nu neapărat tehnică-economică, da? Aminteam mai devreme studii internaționale, idealul, da? Cel mai bun lucru pe care îl putem face în România este să păstrăm ideea și principiul cotei unice, de la care am derapat. Adică dacă ar fi să schimbăm ceva, în opinia mea, ar merita să ne apropiem de ideea de cotă unică în continuare, să o facem cât mai consistentă. Nivelul acestei cote îl putem discuta, adică nivelul impozitării, dar ideea de a avea excepții, scutiri, ba de la o acciză, ba de la TVA, ba de la cutare taxă pe venit, da? Acest lucru nu a făcut decât să ciuruiască efectiv, să ciuruiască sistemul fiscal, și atunci nu este de mirare că aplicarea lui este dificilă, nivelul de colectare este slab, iar corupția care s-a dezvoltat în jurul acestor nenumărate portițe și scutiri, care au fost speculate, evident, este catastrofală. Domnule Guga, știu că și dumneavoastră, dar vă rog frumos scurt, pentru că mai am câteva întrebări, da, și nu aveți să le epuizăm. Perfect de acord cu ce spune domnul Glăvan, da? Deci scutirile și excepțiile
sunt un dezastru, da, și nu numai strict contabil, da, de la încasări, dar și de ce impresie dau, că oamenii nu mai vor să plătească taxe. De asta și e așa populară ideea asta cu zero taxe. Lumea nu mai vrea să plătească taxe în România pentru că, până la urmă, de ce să ieși fraier când o plătești, nu? Bun, tot vis-a-vis de ce spunea domnul Glăvan mai devreme, Bulgaria. Bulgaria cheltuie la fel de mult ca România, cheltuielile în PIB sunt la fel, dar colectează cu 40% ca procent din PIB veniturile, da? Raportat la 33% în România, da? Vorbim de cu totul altceva, da? Asta deși codul fiscal, ca să zic așa. Bine, sunt și multe probleme în România, că asta e și de asta ce spune domnul Năsui, că taxele sunt 16% în România, dar acolo sunt 9%. Păi pe un angajator nu interesează ce scrie pe hârtie, pe un interesează cât plătește efectiv și în România nu se plătește, da? Pentru că sunt excepții, pentru că se face evaziune, pentru că statul tolerează. Nu, noi nu colectăm nici măcar ce ar trebui să colectăm, da? De asta e eu zic că România este, nu este paradis fiscal tehnic vorbind, dar este un paradis fiscal practic vorbind, pentru că poți să vii și să nu plătești nici măcar ce ar trebui să plătești. Da? Okay. Asta este o problemă mult mai vastă. Și apoi tot un singur comentariu aș avea tot raportat la ce spunea domnul Glăvan. Să nu aruncăm în derizoriu ideea asta cu statul dă bani din PIX și așa mai departe. Dacă vrei să rezolvi o problemă atât de complexă cum e problema sărăciei, trebuie să ai o abordare integrată, cum se spune, da? Deci trebuie să oferi locuri de muncă, acces la locuire, acces la servicii publice și așa mai departe. O groază de lucruri, da? Nu doar să dai niște bani și așa mai departe. Până la urmă și soluția cu zero sau taxe pe salariu, tot asta spune, da? Le dăm niște bani și se rezolvă ei singuri problemele. Dar statul are ideea de transferul sociale, cum se numesc el, da? În România, dacă ne uităm la date, că din nou ar fi bine să ne uităm la date de fiecare cum vorbim, da? Transferurile sociale în România sunt cele mai ineficiente în combaterea sărăciei din Europeană, da? Rata sărăciei, conform datele Eurostat cele mai recente, da, rata sărăciei este redusă cu doar 4 puncte procentuale în România, da? Ca urmare a acestor transferuri sociale, așa zis, și bani pe care îi dă statul sub diverse forme. Doar 4% este de departe pe ultimul loc în Europa. Într-o țară ca Slovenia este de 10 puncte procentuale. Da? Cu totul altceva. În orice țară, în orice altă țară europeană, statul dă bani mai mulți și mai eficient decât îi dă în România pentru a combate sărăcia. Da. Deci, din nou, vorbim, când vorbim de lucrurile astea despre România, nu știu, vorbim cam, nu ne bazăm pe nimic, dar uităm un pic la realități, la cifre, vedem că e dezastru și inclusiv la capitolul câți bani se dau direct. Da. La fel cum este dezastru și la toate celelalte capitole, care sunt de acord, da, trebuie locuri de muncă, trebuie acumulare de capital și așa mai departe. Da. Dar să nu spunem că este ceva absolut grozav cu banii aruncați pe fereastră și urmă. Nu, este dezastru și acolo. Domnule Năsui, am o întrebare. Știu că prima dată vreți să faceți ca un proiect pilot pe un anumit sector. Au trecut câteva luni de când sunteți la guvernare. S-a decis proiectul la pilot? Ați avut o discuție cu Ministerul de Finanțe? Acum, tocmai abia acolo, că îmi permiteți și să răspund la ce s-a spus până acum. Știți că acele excepții, abia acolo ar fi o excepție, când se aplică doar unui singur sector. Păi, despre asta chiar aici, aici aveam de fapt păi și iată, de gând să vă aduc, iată, dar văd că v-ați dat seama. Păi da, normal, dar atenție, noi măsura noastră nu e excepție, este aplică la absolut toată lumea. Deci nu este o portiță, nu este ceva nou, nu este doar pentru unii sau doar pentru alții sau doar cineva care are bani să plătească o firmă de contabilitate extraordinară să-i găsească portițe din codul fiscal, este pentru absolut toată lumea. Și este mai ales predominant pentru cei care au salariile mici. Da, dar pentru că emancipare economică a salariului a singur sector și se practic devine asta a fost o facilitate. Asta a fost o cerință și o concluzie la care s-a ajuns în momentul scrierii programului de guvernare, pentru că această măsură este prezentă în programul de guvernare votat de către Parlament, pentru că erau mai multe soluții de aplicare graduală. Puteam să începem, de exemplu, cu un quantum pentru toți românii, primii 300 de lei, primii 500 de lei, primii 600 de lei, etc., etc., până ajungeam gradual la salariul minim. Și nu mai creșteam salariul minim brut, care, apropo, atunci când crești salariul minim brut, faci cel mai mare rău economiei.
tu de fapt efectezi negativ toate firmele pentru că o folosești ca armă fiscală ca să extragi mai mulți bani din economie și în același timp crești cheltuielile statului, pentru că toate salariile la stat sunt calculate în termen de salariu minim. Un deputat, de exemplu, are între 9 și 10 salarii minime. În momentul în care a crescut cu 100 de lei salariu minim, păi un deputat îi crește salariul cu 900 de lei, da? Pe când unui salariat pe salariu minim îi crește numai cu 100. Deci tocmai de aceea această măsură era o măsură mult mai egalizantă din punctul acesta de vedere, reducea aceste inegalități care în România uităm prea des de ele și ar trebui poate să le, să le mai menționăm. Deci nu este o excepție. Înțeleg că practic aveți de când să renunțați la ideea de proiect pilot și să-l băgați direct pe total. Nu, absolut deloc. Absolut deloc. Oficial, deci nu, programul de guvernare este votat de către Parlament. Deci el trebuie respectat și în discuțiile informale despre această măsură care există, sunt câteva domenii care au fost alese ca sau cum se ne gândim să le alegem pe ele. Unul dintre ele a fost cel al agriculturii, care a discutat în momentul scrierii programului de guvernare. De ce? Pentru că este un domeniu în care ai foarte mare evaziune fiscală. Nu să nu uităm, evaziunea fiscală, ea nu vine din neant. Nu vine, că auzeam mai devreme spunându-se, păi românii fac evaziune, dar nu e o chestie genetică a românului să facă evaziune. O se întâmplă din cauza poverii fiscale foarte mari. Acum, în final, pe ce sector? Lăsați-mă să vă spun ca să înțelegem și cum se alege acel sector, că nu este scos din joben. Deci trebuie un sector în care este și muncă la negru predominantă, mai mare, agricultura era unul dintre domeniile acestea, și salarii mici. În general, acolo unde sunt salariile mai mici, impactul pozitiv va fi mai mare. Și acum avem pe masă sau ca opțiuni care sunt discutate, dar repet informal, avem agricultura și Horeca. Pentru că Horeca a mai fost și foarte afectată de către pandemie, avem și salarii destul de mici în Horeca, plus o evaziune fiscală destul de ridicată, deci s-ar potrivi ca domeniu pilot în care să aplicăm această măsură. Dar măsura per totalia nu e gândită ca o excepție. Toată lumea ar beneficia de acest echivalent neimpozitat. Exact ca și în alte țări, deci nu ne-am reinventat nici roata și aș mai spune un lucru. Și acum în codul fiscal există instituția deducerii personale pentru salariile mici. Tot ce ar trebui să facem este să extindem acea deducere personală. Asta este legislativ și juridic vorbind, nu este foarte complicat. O extindem și ca quantum și ca întindere pe zona de contribuții, că acum ea se calculează după ce sunt extrase contribuții, dar aici intrăm într-o zonă mai tehnică. Dacă vreați să mă mai puneți o întrebare, că aș mai fi vrut să mai răspund la alte puncte, da, care au fost ridicate. Voiam să mai spun o chestie, să văd dacă este vreun invitat care nu e poate de acord cu mine. Avem deja prin nou G114 pe 2018 acea facilitate din construcții, care seamănă cumva aproape izbitor de mult cu zero taxe pe salariu minim pe un anumit sector. Și dacă ne uităm pe impactul bugetar fix de pe construcții, pe raportul pe 2019 de la Ministerul de Finanțe, acolo ți arată un minus fix de la construcții și chiar este menționat cu cuvintele astea acolo. Nu, domnule Jovan, nu vi se pare, seamănă sau nu seamănă? Mie mi se pare că seamănă, nu, în anumite privințe, într-adevăr, nu e așa, dar seamănă? În momentul în care iei ideea și vrei să o aplici pe un singur sector, da, evident că este un lucru similar. Iar efectul acestor reduceri a fost scăderea veniturilor bugetare. Cel puțin așa se vede din execuția bugetară. Asta este interpretarea pe care o putem da rapid. Eu aici aș face o precizare în caz că nu am fost destul de clar. Prin portițele, excepțiile, scutirile, ok, este un termen larg. Ideea este că sistemul trebuie să fie consistent, cât mai omogen. Cu cât este mai omogen, cu atât mai bine. Și acesta este meritul cotei unice, că instituie un principiu. Lumea plătește aceeași cotă, da? Același procent din salariu, respectiv din profitul obținut în firmă, la stat. În momentul în care vii și statuezi un regim fiscal diferit pentru cutare întreprinderi sau pentru cutare salariați sau pentru diverse persoane, atunci ai creat acest tratament diferențiat. Că îl numim scutire, da? Nu știu cum este cazul în IT, sau că îl numim deducere, sau că îl numim impozitare progresivă. Ideea este că sistemul devine mai puțin consistent. Și cu cât sistemul devine mai puțin consistent, cu atât este mai greu de administrat și cu atât nivelul de colectare scade. România nu are capacitatea administrativă de a administra un sistem complicat. Asta este. Și de asta a avut cota unică succes. Fiindcă la capacitatea administrativă a României s-a potrivit mănușă.
ai simplificat regimul fiscal, ai explicat sistemul fiscal și statul a colectat mai bine, iar lumea a produs mai mult fiindcă impozitul a fost mai mic. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție pe tema asta. Da, deci sistemul s-ar aplica exact ca și acum, că și acum există deducerea personală. Deci e vorba doar de niște cuantumuri care se schimbă. Deci nu e o aprobare administrativă, birocratică mai mare pentru firme și da, adică nu scade din capacitatea statului de a colecta, ba dimpotrivă, că acum nivelul de taxare ridicat, mai ales asupra muncii pe salariile mici, e principala sursă de evaziune fiscală. Motivul pentru care cineva alege și există această muncă la gri în România, ea nu prea există în alte țări, dar există în România munca la gri, nu, în care ești plătit pe salariu minim în contract și diferența ți se dă la plic. Este tocmai eludarea acestei poveri fiscale, care în secunda aceasta în România e mare și care, dacă o diminuăm, reduci foarte mult stimulentul către evaziune. Asta este alt argument în favoarea măsurii, dar îmi cer scuze, era doar referitoare la partea aceea cu birocrația. Nu se necesită o birocrație mai mare, reducerea impozitării muncii în felul acesta. Problema mea a fost că seamănă inspitor de mult cu deja o măsură care există în momentul de față. În afară de faptul că eu nu plătesc decât la pilonul 1 la PES, dar se tăiește de la pilonul 2, dar e numai fel, impozit pe venit 0, impozit la sănătate 0. Ei nu plătesc aproape nimic. Și ești acolo, nu e la fel, diferența e că se aplică pe toate salariile. Da. Până la 30.000 de lei. 30.000 de lei, da. Da. 3.000. Da, e între 3.000 și 30.000. Asta e. Cine câștigă peste... Au făcut chiar greșeala în codul fiscal, că n-au prevăzut că persoana care ar lua 30.001 lei, salariu brut, ar fi avut un salariu net deodată cu toate taxele și îi scădea foarte puternic salariu net. Deci, păi asta și asta e diferența semnificativă. Așa cum s-a văzut o scădere pe venituri în buget, menționată în raportul pe 2019, repet, așa se va vedea și dacă face pe un singur sector zero taxe pe salariu minim. E o mare diferență, pentru că una este o măsură în care scazi practic povara fiscală proporțional mai mult pentru salariile mici și gradual mai puțin pentru salarii mari, pentru că cineva, de exemplu, care ar avea, dădeam exemplu deputatul de mai devreme, dacă un deputat, de exemplu, ar avea scutire pe prima 100 de lei, lui crește doar pe 200 de lei, crește doar cu 100 de lei salariu. În schimb, pentru și 100 de lei la un salariu foarte mare este o proporție foarte mică. În schimb, pentru cineva care muncește pe salariu minim și care nu are un salariu foarte mare, pentru el acea 100 de lei înseamnă mult, mult mai mult. Și asta e o diferență crucială între modul în care s-au făcut scutirea, și aici e o excepție pentru construcții, versus ceea ce propunem noi. Domnule Guga, știu că și dumneavoastră vreți să vorbiți. Da. Privitor la măsura din construcții, ea a fost, bineînțeles, o măsură cu dedicație pentru un sector, da? Deci nu e un sector și nu un sector, nu întâmplător e sectorul construcții unde se fac atâtea afaceri. Hai să fim sinceri în privința asta, da? După aceea a fost și extinsă în mod aberant și industriilor conexe, o măsură bizară de-a dreptul. Scopul era declarat la vremea respectivă, era tocmai de a albi munca la negru, pentru că se spunea, mă rog, bun, dintre obiective, se spunea că în construcții se lucrează foarte mult la negru, la gri și așa mai departe, și dacă faci chestia asta, albești o mare parte din munca asta. Acum, bineînțeles, trebuie să ne punem întrebarea că dacă transform munca la alb, este fix fiscal, este identic cu munca la negru, care mai e faza, de fapt, că nu mai e nicio fază, nu? Ok, după aceea, bineînțeles, era și povestea cu, mă rog, că statul era incapabil în contractările pe care le făcea să identifice aceste firme care plăteau la negru și de fapt ajungeau să câștige, culmea, în contractele cu statul să le câștige firmele care plăteau salariații la negru. Deci, și de asta statul a venit cu o măsură de stimulare fiscală pentru care era incapabil, are și a recunoscut implicit incapacitatea, exact cum spunea domnul Glăvan, cu care iară sunt de acord, că statul este incapabil să verifice, să-și aplice propriile reguli. Da? Și atunci ce face statul sau ce faci guvernanții? Nu, ideea nu e de a întări instituțiile, de a crea o administrație eficientă și așa mai departe, ideea de a stimula, de a tăia, de a ușura lucrurile și așa mai departe. Da? Ceea ce este poate nu e cea mai optimă soluție, să zicem așa. În privința salariului minim, avem de anul trecut avem un proiect de directivă europeană. Foarte interesant, de altfel, inclusiv cu toată documentația mult mai solidă decât documentația care însoțește propunerea pentru zero taxe pe salariu minim.
unde se spune foarte clar în privința, în primul rând se spune nicio ex, să nu se facă excepții, să nu există aceste derogări, că astea fac rău, și în privința muncii la negru, muncii la gri și așa mai departe, se spune foarte clar că soluția este de a întări capacitatea de monitorizare și control a statului și nu de a oferi diverse stimulente fiscale care de fapt fac mai mult rău decât bine. Da? Legat și de ce spunea domnul Van cu cota unică, același lucru. Da? Eu sunt de acord că statul român, cum arată el acum, ciuruit, da? Nu mai este capabil să administreze mare lucru. Dar asta nu înseamnă că soluția cea mai bună este să nu mai administreze nimic sau cât mai puțin. Da? Ideea este cum facem să întărim statul ca el să funcționeze cum trebuie. Da? Și din nou, toate țările la care ne uităm, vorbim că vrem să fim, ca vrem o țară ca afară și așa mai departe, nicăieri nu avem cotă unică, nu avem zero taxe, nu avem nu știu ce, peste tot avem impozitare progresivă, se impozitează venituri mari, averi și așa mai departe, lucruri pe care nu le avem în România. Și poate trebuie să ne uităm la faptul că avem o corelație între lucrurile pe care nu le avem în România. Da? Deci nu avem nici impozit progresiv, nu avem nici impozitarea averilor, nu avem nicio impozitare prea mare și așa mai departe, cum tot se zice. Din nou, dacă ne bazăm strict pe fapte, nu pe prejudecăți. Pentru că dacă raționăm pe prejudecăți, atunci ajungem la niște soluții, să zicem, ciudate. Da? Pentru că eu zic că avem o corelație între venituri mici. Mai am o singură întrebare pentru fiecare invitat în parte, ca o încheiere. Având în vedere că și USR Plus se gândește că practic o vom vedea pentru toată lumea cam peste 3-4 ani, vedeți să se întâmple în practică așa ceva? Adică să avem zero taxe pe salariu minim peste 3-4 ani? Domnule Glăvan. Greu de spus și nu m-aș lansa într-o asemenea speculație. Ce vreau să spun și repet, l-am spus-o deja, în condițiile în care România este una din cele mai abandonate țări din lume, da? Deci se depopulează. Și s-a amintit aici acest lucru. România nu poate decât să mențină un sistem fiscal competitiv, adică cu taxe reduse. Nu cred că putem să ne permitem să mărim taxele. Unul la mână. Doi la mână, acest sistem, pentru a asigura o colectare cât mai bună, și aici avem mult de lucru, trebuie să rămână un sistem simplu. Dacă noi îl complicăm și introducem alte diferențieli, tratamente diferențiate sau alte deduceri, excepții și așa mai departe, nu ne vom face decât munca mai grea, ne vom trage un glonț în picior. Cred că principalul obiectiv din punct de vedere al politicii fiscal-bugetare ar trebui să fie creșterea colectării ca să semănăm și noi un pic mai mult cu Bulgaria și să rezolvăm această problemă a inconsistenței în timp, a acestor deficite cronice bugetare. Și pentru a face acest lucru trebuie să privim onest în oglindă, să analizăm cheltuielile pe fiecare domeniu, să analizăm cât de eficient cheltuim banii. Pentru că, într-adevăr, sunt domenii în care ar trebui să cheltuim, statul ar trebui să cheltuiască mai mult, dar sunt multe locuri în care statul a cheltuit prost. Și în măsura în care găsim și punem în practică economii, da, o mai bună gospodărire a cheltuielor publice, în acea măsură avem și loc ca să scădem fiscalitatea. Domnule Guga, și la final o să las pe domnul Năsui să spună tot ce are de spus. Eu sunt de acord cu domnul Glăvan din nou, da? Deci primul pas, cel mai rațional vorbind, și s-a mai spus asta de mai multă lume, da? de mai mulți experți care au analizat problema fiscală din România, este să crești gradul de colectare, deci nu te-a pus să faci nu știu ce modificări majore ale sistemului fiscal, pentru că e foarte complicat să faci asta din foarte multe motive în momentul de față. Trebuie să crești colectarea. Bulgaria e un exemplu foarte bun, din nou. Dar și după aceea, mă rog, după ce crești colectarea, vezi și dacă poți să umbli la cheltuieli și unde umbli la cheltuieli, da? Care cheltuieli sunt mari și așa mai departe. Din nou, dacă ne uităm pe cifre concret, s-ar putea să avem niște surprize și să vedem că acolo unde ni se pare nouă că se cheltuie prea mult, de fapt se cheltuie foarte puțin și invers, da? Dar primul pas, dacă vrem să facem ceva bun, este să ne uităm la colectare. Da? Și să vedem, din nou, exemplul Bulgariei este foarte, foarte bun. După aceea, după ce avem excedente, bani în plus și așa mai departe, ne putem gândi și la alte lucruri. Altfel, eu sper că în 4 ani de zile să nu mai auzim de zero taxe pe salariu minim deloc. Domnule Năsui?
Da. Mie mi-ar plăcea să trăim într-o țară mai mult ca în Anglia decât ca în Bulgaria, din multe puncte de vedere, inclusiv din punct de vedere fiscal. O țară în care nu se finanțează atât de mult din salariile mici și se finanțează mai degrabă din restul economiei. Și cred că acesta este un deziderat posibil. Într-adevăr, într-o țară în care mai degrabă cheltuielile au explodat tot timpul, și asta a fost și o tactică a clasei politice, să crească cheltuielile cu niște sume foarte mari, zeci de miliarde, fără dezbatere, fără întrebări prea multe, dar în momentul în care e vorba să le reduci sau să măcar să nu le mai crești, să fie o problemă și să vrei să lași bani mai mulți la oameni, să fie o problemă atunci. Deci ce cred că se va întâmpla este că vom respecta programul de guvernare, vom găsi un domeniu agreat pe care să pilotăm zero taxe pe salariu minim și beneficiile acestui lucru se vor vedea acolo. Și cred că sunt cele mai importante beneficii pentru statul român și pentru România, sunt această ieșire din sărăcie și dezvoltare. Și asta este lucrul pe care trebuie să-l urmărim. Trebuie să urmărim un sistem în care nu ne mai tăiem craca singuri de sub picioare, aplicăm și noi ce au făcut alte țări în momentul în care s-au dezvoltat și fac și acum, și anume această impozitare redusă pe salariile mici. Sunt de acord cu optimizarea cheltuielilor, reducerea cheltuielilor. Toate lucrurile acestea s-au spus și s-au mai tot spus și sunt perfect în acest sentiment, dar una nu o exclude pe cealaltă. Asta nu înseamnă că nu putem să reducem cheltuielile sau măcar să nu le mai creștem cu sumele colosale cu care explodau anii trecuți și în același timp să lăsăm mai mulți bani la oamenii care muncesc, pentru că asta înseamnă mai mulți români care rămân în România, mai multă forță de muncă care se activează, mai mulți oameni care se albesc, care intră, că se zicea, dar cine interesează să se albească? Păi ne interesează, pentru că atunci intri într-un circuit bancar, atunci deodată ai veniturile alb, poți să-ți iei credit, poți să intri, să ai acces la instrumente financiare. Se întâmplă multe lucruri bune versus climatul acela de nesiguranță perpetuă, că vine amenda, vine ITM-ul, te verifică și fie ți închide prăvălia, fie te amendează sau și așa mai departe. Deci, cred că soluția pentru România este ceea ce a început de fapt în 89, adică o povară mai mică a statului asupra economiei, o libertate economică mai mare și de ce nu o libertate economică care începe tocmai cu cei mai de jos, pentru că liberalismul, dreapta are soluții pentru reducerea sărăciei și exact asta este, să reducă povara statului, că este administrativă sau fiscală, în cazul ăsta este una fiscală care este exercitată în România, să o reducă pe aceasta. Și aș zice că tocmai acest lucru nu s-a întâmplat în România cam niciodată. De multe ori politicienii vin și promit că îți dau bani, dar banii ăia sunt de fapt tot luați de la oameni, e doar o redistribuire de valoare. Pe când acum măcar există o idee să hai să mai lăsăm niște bani înapoi oamenilor, haide să începem această reducere a poverii fiscale pe muncă, mai ales cu cele mai mici salarii, decât să facem ceea ce am tot făcut 30 de ani până acum, adică să tot creștem salariul minim sau să tot cheltuim din ce în ce mai mulți bani și să creștem foarte mult impozitele, inclusiv pe muncă. Da? Deci ne aminteam de taxarea muncii part-time, care a dăinuit foarte, foarte multă vreme și cu niște efecte dezastroase asupra muncii. Haideți să facem lucrul acesta și vom vedea că dacă aplicăm soluțiile care au mers în vest, care au mers în alte țări, care au mers în țări cu care ne comparăm, despre care ne-ar plăcea să fim ca ei, le dăm ca exemplu, că vrem o țară ca afară, vrem ca acolo, de exemplu, haideți să luăm bunele practici de acolo, să le aplicăm și la noi și atunci abia nu o să mai avem corelația asta de sărăcie în muncă, taxe mari, exod mare al populației, cazuri sociale, că sărăcia naște foarte multe probleme sociale, etc., etc. Suntem într-un cerc vicios din care la un moment dat România va trebui să iasă și speranța mea, evident, este să iasă cât mai curând.